Cântă un artist. Cântă un artist. Cântă un artist. Zâmbet optimist. Zâmbet optimist. Valori și speranțe ale muzicii naționale. Stimați radioascultători, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cântă un artist. Sunt Adrian Beldiman și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 12. În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre proiectul Chișinău Youth Orchestra, un proiect de care se ocupă directorul artistic al Asociației Muzical Corale, Adriano Marian, care este și invitatul nostru de astăzi. Sunt și doi instrumentiști care vor participa la acest proiect. Este vorba de domnișoara Mariana Rotaru, violistă, și Eugen Croitoru, contrabasist. Vă salut și bine ați venit la Radio Moldova. Bună ziua. Anul trecut a avut loc prima ediție a acestui proiect. Cui aparține ideea proiectului? Eu am venit cu inițiativa, însă această idee, în general, aceste orchestre de tineret sunt prezente în toată lumea. Ele, deci, sunt foarte populare, însă ideea propriu-zisă a venit de la colegul meu care a învățat în Cluj-Napoca, Gabriel Bebeșelea, care singur și-a inițiat orchestra în orașul Sibiu, cu numele Sibiu Orchestra, și după discuțiile cu el, trebuie și în Chișinău de inițiat așa orchestră, deoarece sunt persoane entuziasmate care ar putea participa de a unifica un ansamblu de performanță de tineret. De către cine este susținut acest proiect? Anul trecut a fost susținut de către Ministerul Tineretului și Sportului. Anul ăsta? Da, anul ăsta, iarăși, Ministerul Tineretului și Sportului au fost foarte deschiși cu noi și prin intermediul acestei misiuni vreau să-i mulțumesc foarte mult în frunte cu domnul ministru Ion Cebanu și toată echipa de la Tineretului, care și anul ăsta au dat acordul să ne susțină pentru a doilea an consecutiv, dar sunt și partenerii comerciali care la fel și-au pus umărul de a susține cultura la noi în țară. Obiectivul principal al acestui proiect este de a promova tinerele talente, să înțeleg? Eu văd prin acest proiect ceva mult mai profund, ceva social. Vreau ca această orchestră să fie văzută ca o microsocietate formată din tineri care sunt diversi prin caractere, diversi prin interese politice, de la instituții diverse, de exemplu, Liceu Rachmaninov participă, de la Liceu Porumbescu, de la Academie de Muzică și de la Ștefan Neagă, deci sunt toți diversi și prin intermediul limbajului muzical, care după mine este unul dintre cei mai puternici instrument de unificare a unor mase de oameni, de a forma o microsocietate și de a fi un exemplu pentru societatea însăși. Anul trecut, acest experiment artistic inedit a adunat 43 de tineri instrumentiști talentați. Anul ăsta, câți instrumentiști vor fi? Desigur, anul ăsta, deci mergem în progres, adică mergem spre o evoluție. Vor fi și mai mulți? Desigur, anul ăsta va fi format orchestra din 60 de instrumentiști. Adunați din diferite instituții muzicale? Din Chișinău, locuitori și întregii Republici Moldova, dar o invit cu mare drag și să participe la eveniment și instrumentiști care își fac studiile peste hotarele țării. Vreau să accentuez că este un proiect bilateral moldo-român. Și ca și anul trecut au participat 2 cetățeni români, însă anul ăsta așteptăm circa 8-10 cetățeni români instrumentiști, cât și dirijori care vor fi invitați în România. Selecția când va avea loc? Până la proiectul propriu-zis, care va fi în data de 5-12 august 2012, va fi o școală de vară. Până la această dată propriu-zisă vor fi două acțiuni majore. Prima va fi organizată în 14 mai, va fi sesiune de informare în care vor fi invitați doritorii, adică potențialii candidați, în care organizatorii vor descifra toate elementele proiectului. Iar în 26 și 27 mai se va desfășura sesiune de audiții. 26 mai va fi dedicat instrumentelor cu cors, respectiv 27 mai pentru instrumente de suflat. Vorbeai despre dirijori români. Anul trecut, de asemenea, a fost invitat un dirijor român, domnul Zbârcea, dacă nu greșesc. Anul trecut, din mare fericire, dirijor principal a fost Petru Zbârcea, a fost și profesorul meu, mare dirijor, mare personalitate. Ai studiat la dumnealui? Exact. Așa. Mare personalitate marcantă a muzicii românești, cât și europene. Anul acesta va invita însăși pe Gabriel Dobeșel,
acela de la care și-a pornit ideea, așa. Un dirijor în vârstă de 25 de ani, care acum, deja la această vârstă fragedă, deja este prim dirijor al operei din Iași și dirijor permanent la Filarmonica din Sibiu. El va fi anul acesta dirijor principal. Pe lângă el va fi invitat și maestrul Mihail Sechkin, care este cunoscut în mii muzicale de la noi. Dragă Adriano, anul trecut ai dirijat o lucrare în premieră semnată de Vitalie Moisiciuc. Anul ăsta planifici să dirijezi ceva în premieră? Știți cum, nici anul trecut nu a fost atât din premieră, ea a fost dirijat aici la Teleradio, însă a fost reorchestrată pentru orchestră de tip Mozart, o orchestră puțin mai mică și să zicem a fost în premieră varianta aceea. Anul acesta personal va dirija piesa de Vitalie Moisiciuc, Flux, care va fi pentru două ore dirijată la noi în țară. Plus la asta, anul acesta promovez și alți patru tineri compozitori, piesele a căror vor fi cu adevărat noi, care vor fi interpretate în aer liber, în concert în aer liber. Anul trecut, la fel, ați susținut un concert în aer liber. Anul ăsta cam patru concerte planificați în aer liber. Nu. Deci vor fi patru în total. Deci vor fi două programe. Unul pentru melomani sau muzicieni, dedicat pentru muzicieni, care va fi sală cu orgă. Și un alt program pentru aer liber, dedicat oamenilor simpli. Asta este și scopul nostru. Și vor fi trei concerte în aer liber în total. Deci, în 10 august va fi concert sală cu orgă, primul program. În aer liber va fi, în 19 august vom pleca la Cahul, ceva în premieră pentru țară, un concert în aer liber, după care în 12 august vom pleca la Orhei dimineața, tot concert în aer liber, iar seara revenim pentru publicul nostru drag din Chișinău să oferim un program frumos de muzică clasică. Anul trecut ați interpretat creația Cercuri, The Circles, semnată de Vitalie Moisiciuc. Dragă Mariana, ai făcut și tu parte din cadrul acestei orchestre. Deci ce impresii? La început piesa mi s-a părut foarte complicată, ceva neobișnuit, da? Treptat, cu ajutorul lui Adrian, care a dirijat această piesă. Și cu ajutorul vostru. Și a fost un foarte mare entuziasm, deci ceva nou, ceva ce nu s-a mai cântat. Deci mie mi-a plăcut foarte mult piesa. Orchestra din câți instrumentiști era? 44. Și dacă tot vorbim despre această creație, zic să ascultăm un fragment din cadrul lucrării date, după care revenim cu alte detalii referitor la proiectul Chișinău Youth Orchestra. Thank you.
Stimați radioascultători, vă reamintesc că invitații noștri de astăzi sunt directorul artistic al Asociației Muzical Corale Andriano Marian, violonista Mariana Rotaru și contrabasistul Eugen Croitoru. Dragă Mariana, ai avut ocazia să mai participi la asemenea proiecte sau la concursuri, festivaluri? Deci acesta a fost primul meu proiect de tineret și mi-a plăcut enorm de mult. Deci, într-o perioadă de vară, când practic toată lumea e la mare, se odihnește, noi stăteam câte 7-8 ceasuri și studiam și ne consideram foarte fericiți. A fost un mare noroc pentru noi să ne unească Adrian cu ajutorul acestui proiect. Ok, singur Eugen, ce experiență ai mai avut până atunci? Pentru mine a fost foarte plăcut să particip și mi-a fost foarte interesat. Deoarece și prima dată eu particip la așa un proiect. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut piesa lui Vitali. Aș vrea să adaug că Vitali este un muzician și un compozitor foarte talentat, cred că să aibă un viitor mare. Mi-a plăcut lucrarea lui. La alte proiecte ai mai avut ocazia să participi? Concursuri, festivaluri? Am mai participat la concursuri și care festivaluri, dar Eugen Coca a fost un concurs internațional în România, dar mai de mult. Dar vreau să menționez faptul că totuși în orchestra asta a fost cea mai mare plăcere să particip și deoarece este și prima orchestră de tineret care a fost fondată. Dragă Adriano, activitățile proiectului sunt de durată, să înțeleg. Va fi cea de-a doua ediție a acestui proiect. Să ne reamintești, te rog, când va avea loc primul concert din cadrul acestui proiect? Proiectul se începe în data de 5 august, după care va urma 5 zile de repetiții intense, iar primul concert pentru publicul din Chișinău va fi în 10 august la sala Corgă. Va fi Sinfonia 8-a de Dvorak, Flux, semnat de Vitali Mosiciuc, și concertul pentru vioară și orchestră de Tchaikovsky, solist Marcel Andreesi. După care, în 11 august, va fi concertul la Cahul, cum am spus, seara. Așa. Iar în 12 august va fi în Orhei dimineața, respectiv Chișinău seara în Scoara Catedrală Metropolitană, în care va fi un alt cu totul program pentru aer liber în jur de 20 de piese, a câte 4-5 minute semnate de Dvorak, Brahms, Elgar. Creații de popularitate? Da, da, sunt de popularitate, însă au fost interpretate la noi. Acum lucrez cu compozitorii, facem rost de niște știme pentru a le interpreta. Deci vreau să fie o muzică magică. Cu adevărat, cetățenii noștri, oamenii simpli, să prindă gustul muzicii clasice, din păcate, care... Muzică de calitate. Muzică de calitate, din păcate, care nu prea este difuzată, nu este răspândită, nu au acces la ea, în primul rând, și noi vrem șansa oamenilor simpli să aibă acces la această muzică și pe viitor să educăm o nouă generație de consumatori. Tinerii care vor participa la acest proiect provin de la diverse instituții cu profil muzical din Chișinău, cum ar fi Colegiul Ștefan Neaga, Liceele Ciprian Porumbescu și Serghei Rahmaninov, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, precum și instrumentiști din România. Da, și tineri care fac studii psihotare. Te rog să deschizi paranteze referitor la studiile tale de dirijorat. Ți-ai făcut studiile în România, să înțeleg? Da, eu am făcut 3 ani la Colegiul Neaga, instrumente populare. Ce instrument ai studiat? Trompeta. Da, a fost așa o experiență și plăcută și neplăcută. De ce neplăcută? Îmi dau seama cât e bolnăvicios sistemul nostru educațional. Eu nu vreau să critic, dar asta este situația, însă am avut parte de profesori extraordinari, ca Tatiana Lupan. Anul ăsta, doamna Lupan, la fel, va fi încadrată în acest proiect? Desigur, o așteptăm cu mare drag, însă ea depinde de navetele ei. Trece oceanul cam des, dar sperăm să fie anul ăsta. Care sunt responsabilitățile dumneai? Cu ea mă sfătuiesc foarte des și este o
ca un părinte spiritual pentru mine, însă ea va fi responsabilă de activitățile cu tematică muzicală, ca așa în trecut, da, chiar Roma Mariana să povestească și Eugen. Deci aș vrea să adaug că a fost foarte activă domnul Pan în cadrul proiectului. Ea a selectat special pentru noi filme foarte interesante cu muzicieni remarcați, cu Cecilia Bartoli și mulți alții, care, într-adevăr, pentru noi au avut și o menire educativă, să vedem că se poate, se poate prin muncă, prin entuziasm, de a se ajunge la un nivel foarte înalt. Și să revenim la studiile tale muzicale. Ziceai de metodele bolnăvicioase din cadrul învățământului. Da. Care ar fi ideile tale de perfecționare în acest sens? Dacă o să zic că trebuie să vină tineri, ar fi greșit, pentru că sunt și oameni după 50 de ani care au viziune foarte... Știți, e problema de viziune. Deci, de obicei, activează destul de mulți oameni care își păstrează cu orice preț locul, dar foarte puțin schimb dau ca pedagogi. De a fi pedagog înseamnă de a da foarte mult și nu aștepți nimic. Mulți nu predau nimic și pur și simplu își țin locul. Poate și pentru că sunt remunerați prost. Păi bine, asta e o chestie. Eu cred că e diferent ce se întâmplă dacă tu ți-ai asumat responsabilitatea de a face orice lucru indiferent, în orice domeniu, tu trebuie să-l faci ca lumea. Dacă nu-ți faci salariu, pur și simplu te emisionezi și te duci. Ok, și referitor la studii. Dar stați, asta nu înseamnă că nu sunt profesor extraordinar. Sigur că... Dar, din păcate... Mai rar. După colegiul Ștefan Neaga, ai urmat studiile în România. Da, după asta am plecat în Cluj-Napoca, la Academia de Muzică Gheorghe Dima, unde am avut ocazia să fac specialitatea cu maestru Zbârcea, dar și cu mulți alți profesori de renume, după care, acum, la moment, studiez la Universitatea Națională de Muzică din București, George Enescu, cu maestru Hore Andreescu, reputatul maestru. Deci am plecat totuși cu un bagaj destul de solid de cunoștințe, mai ales în materie teoretică, iar acolo mi-am profundat studiile și pot să zic că studiile în România m-au ajutat foarte mult să devin eu însumi, să știu ce vreau de la viață. Cred că și Mariana, la fel, în Moscova, unde își face studiile. Îți faci studiile la Moscova? Da, termin în acest an. Așa, la specialitate Vioara? Vioara, da. Profesorul meu de specialitate este Valeriu Varona. Deci un profesor foarte bun. Cum ai ajuns să-ți faci studiile? Este un schimb. Schimb de burse, așa, dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Erau 5 burse când eu am intrat. Acum, anul acesta, am auzit că sunt doar 2 burse. De ce ai ales anume să pleci la Moscova și nu în România, ca și Andreanu? Eu consider că școala rusă e mai puternică, cum a fost și rămâne în continuare una din cele mai bune din lume. Și sistema rusă de învățământ. Eugen, te gândești să-ți continui studiile peste hotare undeva? Nu. Dar ce planuri ai pe viitor? Vreau să plec peste hotare, dar nu vreau să înveț, dar neapărat mă întorc înapoi. Nu știu, poate acumulez ceva cunoștință și din alte părți, dar vreau aici să dezvolt școala contrabasului și... De ce ai ales anume contrabasul și nu violoncelul, să zicem? Nu, asta eu nu pot să explic. Pentru că sunt mai puțin contrabasiști în orchestră și e mai complicat să-ți găsești un loc așa într-o orchestră mai specială. Da. Dar, până la urmă, îmi place foarte tare și nu pot să... Nici nu-mi echipă acum fără contrabas viața. Pot să confirm că Eugen, însăși contrabasul l-a făcut pe Eugen cum el de acum, adică... Ca om și ca... Eu îl văd permanent cu arcușul în mână, indiferent unde îți duci, și la magazin. Sunt mai puține creații scrise pentru acest instrument. Nu sunt. Sunt lucrări de virtuozitate? Da. Sunt și transcripții. Iată, Vitalii Măscic o să fac. Ce lucrări ai menționat în acest sens? Pe care le-ai studiat, pe care le-ai interpretat? Poate ai și niște înregistrări? Da, eu am chiar și am cântat cu orchestra de la... Academia de muzică, orchestra simfonică condusă de domnul Andrieș și am cântat solo, chiar că concert pentru contrabas și orchestră de marele contrabasist din toată istoria contrabasului, Giovanni Bottezini. Dar mai este și... Este și înregistrat acest concert? Da, este înregistrat. Atunci zic să ascultăm un fragment din cadrul acestui concert, după care revenim cu alte detalii. Thank you.
Dragă Eugen, vorbeam despre studiile tale muzicale, că îți dorești în continuare să te încadrezi într-o orchestră undeva în Europa? Da, dar pe timp oricare, maxim 10 ani și revin în țară, adică și carieră și cât de cât un nume, nu știu. Te gândești să participi și la concursuri sau festivaluri? Da, dacă am posibilitate, nu refuz niciodată și particip. În orice caz, la noi în Republica Moldova e cam complicat să trăiești fiind instrumentist într-o orchestră. Cam ce salariu au instrumentiștii? 1700. 1700 Mariana, de lei? Da. Mariana activează Mariana la și teatru. Eugen. Și Eugen activează. Și cum vă descurcați? Foarte greu. În schimb, aveți turnee prin Europa? Nu, n-avem turnee. Acum n-avem. Nici pulsul ăsta nu aveți. Nici pulsul acesta. A schimbat direcția la operă și, nu știu, au apărut probleme, nu știu, din și motiv. Probleme și financiare, probabil. Nu, probleme, nu știu, legăturile, adică, s-au întrerupt, nu știu, din și motiv, adică, și s-a terminat și turneele și tot. Deci ați vorbit mai înainte despre faptul că tineri, foarte mulți tineri pleacă pe hotare să studieze și aș considera că ar fi foarte minunat dacă s-ar crea aici condiții ca tinerii care au căpătat experiență și studii pe hotare să se întoarcă înapoi cu experiența acumulată și să fie angajați în, poate și în orchestre și în instituții de învățământ și așa s-ar ridica foarte mult nivelul nostru. Să revenim la Andreano Marian. Te rog să ne povestești despre creațiile pe care ai avut ocazia să le dirijezi. Să zicem, debutul meu a fost cu Sinfonia numărul 104 în re major de Iosef Haydn la Academia de Cluj în anul 3. După care, la teza de licență în Cluj-Napoca, am prezentat în premieră în Cluj Ștefaneaga poemul simfonic Nistru. Este prima lucrare simfonică scrisă de un compozitor din Moldova. Am dirijat Sinfonia numărul 21 în fa dez minor de Nicolae Meskovski. Tot a fost în premier absolut în Cluj-Napoca și în România. Și Aran Hăcitorean, Dulcele Vals din Suita Mascherada. Care este diferența dintre orchestra pe care ai dirijat-o în România și cea pe care ai dirijat-o aici în Chișinău? Deci este destul de mare diferență. În ce sens? Orchestrele care activează în cadrul instituțiilor muzicale și sunt cu statut obligatoriu, deci instrumentistul trebuie să se prezinte obligatoriu. Pentru note. Mă rog, este un contract între studenți și academie. Însă orchestrele de tineret, conceptul orchestrei de tineret este bazat pe ceea că fiecare instrumentist vine din propria inițiativă, deci interesele sunt comune la toți și este bazat pe entuziasm, în primul rând. Deci toți se adună pentru un scop comun. Binevoință. Da, binevoință și... Și aspectul totul financiar, deci lipsește, deci nu... Da, nu este primordial. Uh-huh. Este, deci, cumva pe doilea plan. Metoda ta de studiere a unei creații, care este? În timp ce te gândești să o dirijezi? Desigur că la ambii profesori care am învățat și învăț, principiul de bază este că dirijând o creație trebuie să știi pe de rost. Deși nu fac asta în permanență, da, asta nu este un pretext, că nu am timp sau nu fac în permanență, dar de obicei, chiar în clasă când dirijăm, e totul pe de rost. Când studiez o lucrare, trebuie să știi de unde a pornit lucrarea, din ce context social sau personal la compozitorului, care au fost condițiile în care a creat compozitor. Deci trebuie să știi creația de la A la Z, toate nuanțele. Te-ai gândit să preiai, de exemplu, o creație din perioada barocă, să zicem, și să-i faci o variantă mai modernă? Nu. Așa chestie nu. Experimente de Nu. Adică sunt astfel de orchestre care fac acest lucru. Da, mie nu-mi plac, este mai mult... De exemplu, ascultasem recent Sinfonia 5-a de Beethoven, a fost realizată o variantă nouă, știți, mai modernă, mai rock. Mai ales când... Nu ți-ai dorit să... Asta este mai mult pentru a atrage, eu cred că, aspectul comercial. Deci ceva ce să atragă da, publicul, exact. Care nu prea dar iubește place muzica. Dar place oricum, adică... Nu oricui și cred oricum... că cei care sunt mai conservativi și care... Muzician adevărat, cred că nu ați fi de acord cu această idee. Și care într-adevăr cunoaște treaba, adică nu ceva normal, o lucrare de Beethoven să iei pur și simplu sau nu e normal. Când vorbești de așa titani ca Beethoven sau, de exemplu, Beethoven, Mozart, mulți alții, și orice aia trebuie să iei Biblie. Deci, nu am nimic împotrivă, fiecare director, artist sau dirijor își decide, însă dacă vrei să faci ceva baroc, atunci compui în stil neobaroc, așa. Asta este atitudinea noastră față de așa lucruri. Comună, da. Suntem mai rezervați. Mie nu că nu-mi place nou, îmi place foarte mult nou, dar... Să revenim la proiectul Chișinău Youth Orchestra. Ai menționat faptul că în acest an vor fi 60 de tineri instrumentiști. Exact. Câți dirijori? 2-3? 3. 3 dirijori? 3. Unul din România. Domnul Mihail Sechkin și eu. Să reamintim data când vor avea loc selecțiunile. Da, deci încă o dată vreau să invit prin intermediul acestei minunate emisiuni
toți tinerii instrumentiști care găsesc în acest proiect, care am citat până acum, ceva interesant, îi invit o dată de 14 mai la ora 4:30 la Casa Cunoștinților, bloc C al Academiei de Studii Economice din Moldova. Deci 14 mai, ora 4:30. Și acolo unde vom discuta toate detaliile despre proiect. Iar sesiunile de audiție vor fi în 26 și 27 mai, respectiv, la Filarmonica, în sala mică, Sergei Lunchevici. Din păcate, suntem la final de emisiune. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și la Radio Moldova. Vă doresc succes în cadrul acestui proiect. Mulțumim mult. Și vă mai așteptăm cu drag aici. Vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Chișinău Youth Orchestra v-a pregătit o lucrare muzicală, și anume Sinfonia numărul 4 italiană a Felix Mendelssohn. Compozitorul și dirijorul german are 12 sinfonii, cea mai îndrăgită fiind a treia scoțiană și a patra italiană, pe care o veți asculta în continuare. Maestrul Petre Zbârcea va dirija această sinfonie, este o personalitate reprezentativă a vieții muzicale românești, fost prim dirijor al Operei Naționale Române Cluj-Napoca și director și prim dirijor al Filarmonicii de Stat Sibiu. La invitația din partea organizatorilor proiectului Chișinău Youth Orchestra, dirijorul Petre Zbârcea, după o perioadă de mai bine de un deceniu, revine în această țară, în Republica Moldova, pentru a oferi tinerilor din experiența sa. Așadar, Felix Mendelssohn, Sinfonia numărul 4 italiană, dirijor, maestrul Petre Zbârcea.